clanurile interlope care atacă țara, emisiune făcută la Antena 3, pe internet se vede antena3.ro. Vreau să vadă toată țara cum numele de cârpaci este egalat cu cel al infractorilor totali. Vă dai drumul la emisiune. Marius Marinescu, pe care sunt evidențiate cu roșu, ca la meteo, zonele de criminalitate intensă la nivel de județ și clanurile care acționează în zonele respective. Domnule Marius, dumneavoastră credeți că acest olandez pedofil care venea și vâna fetițe de școală cu mașina, o mașină scumpă, da, o mașină ieftină, a venit întâmplător în aceste zone, iată, în Iași, a agresat o fetiță, dar fetița a avut norocul să scape. În Dâmbovița a ucis-o pe Adriana, micuța de 11 ani. Povestiți-ne dacă dumneavoastră credeți că a venit așa de capul lui sau a venit pentru că există oameni care vreau să vă spun că atrag România, așa ceva în România. România, în momentul de față, este paradisul violatorilor, paradisul, hai să zic, a pedofililor. Suntem pe primul loc în Europa la traficul de persoane, la pedofilie, în sfârșit, la proxenetism. Vedeți dumneavoastră, această hartă am făcut-o având în vedere datele de la Ministerul de Interne, din bilanțul Ministerului de Interne, privind infracționalitate. Și pe de altă parte, având în vedere și condamnările în urma anchetelor DICOT, deci roșu înseamnă infracționalitate maximă, nivel ridicat de infracționalitate. Deci asta a rezultat în urma condamnărilor pedofililor, condamnărilor proxeneților, celor care trafichează persoane. Și vedem într-adevăr că aici unde a fost acest individ, acest pedofil, avem niște clanuri interlope, niște clanuri interlope vestite, clanul Cordunelilor, clanul Tănase. Deci el nu a venit așa câine sur la vânătoare. Știa că în România poate să-și desfășoare în sfârșit aceste aplecări criminale și atunci a contactat în mod sigur, sau a fost el contactat în Olanda de gruparea acestor interlop și a venit la punct ochit, punct lovit. Deci nu a venit întâmplător. Cum vedem și aici în Dâmbovița, să nu uităm că acest clan Ghenosu, care funcționează și în momentul de față, deși Ghenosu, atenție, a fost arestat în Marea Britanie și condamnat și în Franța la 7 ani de închisoare pentru pedofilie, dar sunt convins că a fost adus în această zonă, în acea localitate din Dâmbovița, de un membru acestui clan, fiindcă n-avea cum să vină, sigur, să intre într-o localitate, să urmărească o fetiță și să o agreseze. Deci a venit la punct ochit, punct ochit. Încă nu avem, trebuie precizat, domnule Marinescu, eu așa cred, că încă nu avem dovezi în acest sens, doamne, că reprezentanții acestor grupări au legătură cu olandezul, dar sunt sigură că anchetatorii investigează toate pistele în acest moment, măcar acum, dacă deci, atunci când a fost cazul fetei din Iași, n-au fost în stare să-i dea de urmă și iată, a venit din nou în România și a omorât o fetiță de 11 ani. Deci, vedeți dumneavoastră, aceste clanuri, atenție, operează și în străinătate, operează și în Olanda, operează și în Germania, și în Italia, și în Marea Britanie, și în Spania. Deci sunt rețele foarte puternice și aceste clanuri interlope sunt peste 100. Atenție, câștigă peste în jur de 2 miliarde jumătate de euro, unde sunt atâția așa de mulți bani. Aveți dovezi concrete cu aceste sume? Astea sunt de la Interlop, de la Interpol. Interpolul analizează acest fenomen, FBI-ul la fel, dar din păcate în România nu se întâmplă nimic. Deci nu sunt destructurate aceste clanuri, sunt în funcțiune și în momentul de față. Așteptam de la guvern să dea o ordonanță, cum a promis doamna Dăncilă, prin care să mărească sancțiunile pentru proxenetism, pentru trafic de persoane. Atenție, încă racolarea de persoane, de minore, este sancționată cu amendă, dacă vă puteți închipui lucrul ăsta, în străinătate pentru a racola un minor în vederea, actelor sexuale. Sunt zeci de ani de închisoare sau închisoare pe viață. Nu s-a schimbat nimic. Așteptam de la domnul președinte Klaus Iohannis, având în vedere Constituția, articolul 93, să instituie stare de urgență, măcar în Caracal
și aici unde este infracționalitatea maximă, ca în 30 de zile să destructureze aceste clanuri. Nu se întâmplă și atunci ne punem întrebarea, dom'le, nu cumva aceste clanuri care câștigă peste 2 miliarde jumătate de euro, niște sume colosale, finanțează campania de Nassar. Doamne, de ce nu ne răspunde nici președintele României, nici premierul? Și mai observa ceva deci, foarte interesant. Începe vedeți campania electorală. Da. Începe campania. Va fi o temă de campanie, așa crezi? Bun, lupta sigur. Împotriva clanurilor, lupta dumneavoastră... împotriva vânătorilor, răpitorilor de sigur, copii, că s-a în dovedit că suntem o destinație se întâmplă așa lucrul ăsta. Este de felicitat presa că arată toate aceste neajunsuri, toate aceste infracțiuni. Lumea este terorizată din toată țara. Vedeți, cei care au fete, știu, care au nepoate și așa mai departe, surori, le e teamă să-și lase fetele să se ducă singure la școală, că le e frică să nu cumva să repete situația la Caracal. Și mai vedeți dumneavoastră ceva foarte interesant. Deși, atenție, cei de la DIPI, care acum au, cum să zic, atribuții restrânse, au semnat la doamnei Carmen Dan, încă din primăvară, infracționalitatea extraordinar de mare din Caracal nu s-a luat niciun fel de măsură. Și o să vedem că la Caracal, deci indicele de infracționalitate e de 1950,6%, de 25 de ori mai mare decât în restul țării. Deci asta trebuia să dea de gândit Ministerului de Interne și să organizeze acțiuni puternice de destructurare a acestor clanuri. Și nu e întâmplător, vorbesc de Caracal, fiindcă este lângă baza de veselu. Și s-a dovedit că soldații americani apelau la... Păi nu s-a dovedit, stați un pic. Sunt a fost informații. Vehiculat acest scenariu, sigur. Poate că există informații vehiculate, există informații. Dar încă nu s-a făcut nicio legătură cu această... Doamna, nu se vrea să nu deranjăm partenerul extern, asta partenerul NATO. Asta este ipoteză de lucru, este opinia este dumneavoastră. Este ipoteză de lucru. Nu ne asumăm și, această ipoteză pentru că nu avem date concrete. Cei din Caracal, ați văzut, a avut un invitat aici, nu știu cum se numește, și a spus foarte clar că soldații de aici veneau la un anumit motel din Caracal și se nu avem informații, eu personal nu am informații legate sigur. De un astfel de dacă, scenariu, nu știu dacă pista este investigată. Cert este că încă noi nu am primit informații privind eventualii complici ai lui Gheorghe Dincă. Încă și aici nu au fost unde baza, și desemnate așa deci, de către deci unde este baza NATO de la Cugălnicianu se întâmplă același lucru, uitați care este indicele de infracționalitate. Și sunt informații concrete că au legătură aceste date cu doamnă, faptul sigur, că e prezentă sigur, baza sigur. Acolo? O să vedeți de normal, o bază deci militară reprezintă o garanție da. De securitate. Să nu pe surse, sunt oameni care au vorbit despre așa ceva, să nu uităm că la o cabană din Caracal, de aici, unde se ducea și Ceaușescu la vânătoare, un domeniu de vânătoare, s-au dus foarte mulți senatori, au făcut bairamuri, interlopii le-au dus fete și așa mai departe. E deja o informație care circulă pe surse și sunt... imagini, dacă este și o casetă în sensul ăsta. Și eu vă spun că sunt mai multe casete. Dar eu aș apela puțin la istorie, știți că am scris multe cărți despre istorie. Atenție, în perioada celor două război mondiale, infracționalitatea, proxenetismul și pedofilia explodase. Și în primul război mondial a spune că soldații germani i-au spus Bucureștiului, atenție, micul Paris, dar de ce i-au spus? Fiindcă erau la fel de multe prostituate de care se foloseau, la care apelau și ei, ca și în Paris. Ăsta este motivul, pe timpul lui Mackenzie. Da, până un alt a văzut că există și acest turism sexual care se practică exact, în România. Exact, exact. Dacă se va... dacă vor reuși să ajungă anchetatorii și la alte persoane cu care acționa acest pedofil olandez. În câteva momente avem imagini, hărți, doamne, imediat le vom arăta. Pe regiuni. Avem imagini de ultimă oră pe care le pregătesc colegii mei chiar acum cu locul crimei din Prahova, din apropiere de Câmpina, acolo unde aproape a fost decapitat.